Sunt cuzin Toma. Am fost crescut în viață ca tot ce fac să fac bine. Iar când văd că și alții sunt puși pe fapte bune, nu pot decât să mă bucur. Mai ales când scopul lor este unul nobil. Cum ar fi acela de a asigura condiții mai bune de învățătură copiilor din mediul rural, renovându-le și dotându-le școlile. Așa că atunci când Asociația Bogland m-a invitat să fac o vizită școlii tocmai renovate din Comuna Osica de Sus, județul Olt, am acceptat cu drag. Sunt un băiat de la țară. Sunt băiat de la sat. Provin din mediul rural care m-a format și pe care îl voi iubi și prețui toată viața. Și nu numai cu vorbe, ci cu fapte. Căci de aceea duc cultura în satele românești prin festivalul de artă film în sat pe care l-am creat. Dar să venim la școli. Să văd o școală construită acum 127 de ani, de marele Spiru Haret, atât de bine lucrată și echipată cu tot ce trebuie, efort la care a contribuit nu numai firmele mobilizate de Bogland, ci și întreaga comunitate locală, este o bucurie și un semn că suntem pe drumul cel bun. Eu nu sper, ci cred cu tărie acest lucru. Acești elevi care au vopsit gardul, porțile și băncuțele, care au mutat mobilierul și au făcut curățenie cu mânuțele lor, vor prețui spațiul în care își petrec cei mai frumoși și inocenți ani din viață. Dacă eu pot, poți și tu. Felicitări Bogland, felicitări tuturor care au participat la renovarea acestei școli. Bună ziua! Cuzin Toma. Mihaela Marin, director. Îmi pare bine. Emanuel Nițu, director ajung. Cuzin Toma, îmi pare bine. Ați făcut o treabă frumoasă. Mulțumim. Necesară. Vă mulțumim pentru tot și suntem mândri că am avut șansa să colaborăm cu dumneavoastră. Să trăiești tinere. Bravo! Bravo! Bravo ție, ai citit mai frumos și mai bine decât mine. Bravo, tată! Haideți să mergem după dumneavoastră, domnule director, să vă urmăm. Da. Aici sunt băile. Nu ne-a prezentat nimeni pe domnule. Cine sunt domnule? Domnul primar și bătrânii satului. Să știți că v-am recunoscut, stați liniștit. Ce faceți? Dați-vă că vin pe teren. Mamă, voi sunteți copii mari. Vă place, mă, școala? Da! Băi, să veniți să învățați carte, mă. Da. Știi cum înveți cel mai ușor? Să asculți profesorul și învățătorul. Dacă l-a asculți 40 de minute, nu trebuie să mai faci lecția acasă. O faci doar ca să iei notă, l-a scris atât. Eu așa învățam, ascultam profesorul până la capăt și nu trebuia să mai învăț acasă. Să prețui școala asta, că puțin învață în condițiile astea. Foarte puțin. Și să nu credeți că n-aveți șanse față de cei de la oraș, că uitați-vă la mine. Eu n-am avut o școală așa frumoasă. Acum 40 de ani, dacă aveam o școală așa frumoasă și dotată, învățam mai mult. M-am făcut actor. Învăț acum. Să prețui școala și să învățați că pentru voi învățați. Știți cum se zice? Suntem propriul nostru instrument. Trebuie să facem ce știm mai bine și ca să știm trebuie să învățăm. Hai la poze! Băi, câți ani ai, mă? Eu primul. Fetele, mă, primea dată. Eu, atunci rămân ultim. Hai, pe rând. Faceți pe rând și spuneți-mi unde să mă uit. Cu genul ăsta de proiecte și cu genul ăsta de inițiative, poate nu ne rămân satele goale. Că e drag să vină la școală, e drag să asculte, nu e greu. E greu, dar nu e imposibil. Osica în 1978 avea 6800 de locuitori și acum avem 4600 aproape. Trebuie să-i facem să și să vadă adevărata valoare din jurul lor. Este, este. Proiectul meu pe care l-am pornit, Film în Sat, nu știu dacă știți, exact asta face. Fac un proiect artistic-cultural și duc filmul românesc și arta în satele din România peste tot. Anul ăsta merg în 10 localități. Intrarea este liberă peste tot. Am tot felul de workshop-uri și ateliere de dezvoltare personală și duc filme românești și artiști români și implic, evident, dacă sunt comercianți, autorități sau producători locali, ca să fie un parteneriat și primăriile. Și despre asta e vorba. Dacă îi reușim și dacă eu sau vine, nu știu, Margarita Nistor sau altul, unul pe care îl vede la televizor și mănâncă o roșie din grădină, poate a doua la anul, copilul ăla pune două rânduri în loc de unul. Încet, încet își vede valoare pe care o are lângă și să sperăm că nu mai pleacă. E, uite că încet, încet apar mici nuclei de speranță, se numesc. Eu am o altă teorie cu speranță, eu cred. Am credință că speranța, să sper că plouă mâine sau poi mâine, dacă nu plouă, mor de foame. Dacă eu cred că stau la 6, 7, 10, 20 de metri, dau de apă, poate să nu plouă o lună. Cam asta e.
Dacă credem că putem face ceva, facem. Ține aici. Cum te cheamă? Ștefan. Câți ani ai? 10. 10 ani să trăiești. Ce-ți place ție de la școală cel mai mult în materiile astea? Care? Română? Bravo! Cum facem să-l aducem pe ăla care termină medicină sau ce termină să vină la dispensarul de aici și atunci are tot interesul să funcționeze că îi bate lumea obrazul mâine pe mine? Aș putea să vă spun că în comisiile de la olimpiadele, de la ultimele olimpiade, comisiile județene, majoritatea participanților cer adeverințe că au participat la olimpiade pentru candidaturi în alte țări. Pentru că nu... Asta îi ține, pe lângă... Asta îi ține. Le aducem ce caută la oraș. Da. Perspectivă. Bucuria de a visa. Nu știu, le dăm soluții. Le faci să-și reconfigureze sistemul valoric din cercul personal, din jur, de aici, unde stă. Că unde să te duci, unde? Da, să te duci pentru informație. Trebuie să-i faci să înțeleagă că odată intrat într-un sistem, ești pe viață acolo. Și e bine să ai niște rădăcini și să fie acolo rădăcinile, că altfel crești strâmb. Asta facem noi. Eu cu proiectul ăsta, prin tot ce fac, asta, stăm de vorbă cu ei, le povestim, vin artiștii, vin actorii, am toate lucrurile astea pe care le, tot programul ăsta, asta încerc să să-i fac. Să le dezvoltăm și alte competențe, în afară de cele două. Perspectivă, exact. Exact. Și asta o face cultura. Eu vreau să trezesc și să educ puțin, să-i cultiv oamenii ăștia, să-și iubească mai mult locul. Eu n-aș știu cum să ajung actor, dar am fost învățat ca tot ce fac să fac foarte bine. Eu dacă eram paznic, cât am lucrat o perioadă paznic, câteva luni de zile bune, mi-a zis ăla, băi, fiul drag, de ce pleci? Că noi vrem să te punem nu știu ce șef, că ești singurul care n-a închis un loc. Că cine doarme în post crede el că nu știe șeful la un moment dat. Nu închideam un ochi, pentru că eram paznic, eu știam că trebuie să știu să stau acolo, să fiu paznic. Adică, dacă el este educat să facă bine ce ține de el și ce ține de restul să nu-l intereseze, are o șansă. Are o șansă. Omul, viața în general. Da, e un lucru bun, frumos, care o să aducă bucurie în rândul copilor și o să crească, vă spun eu, nota. Media generală. Da, se și vede. Media generală. Da, când au fost dincolo la acest, nu ne mai mutăm la noi. Da. Nu ne mai mutăm media generală și da. Uniformele, am mai văzut într-un loc, uniformele sunt foarte importante. Da. Lasă că sunt frumoase. Hai, domnule, că vii la școală, suntem egal, nu trebuie să se uite copilul până la profesor. Poate să fie profesorul... De exemplu, și dacă copiii se văd între ei și vede ce telefon și cum e îmbrăcat ăla și cum e îmbrăcat el, dacă e pe uniformă... Școala este minunată, școala este, de fapt, nici nu trebuie să mă mire. Ar trebui să fie ceva normal și nici nu o bagi în seamă, dar pentru că este nouă și pentru că este una din școlile care este și patrimoniu, dacă mă întreb pe mine, ca și arhitectură, face parte din seria de școli făcute de Spiru Haret, arhitectura aceea clasică, știți, școlile pe care le vedeam aproape peste tot și se deteriorează și vai mama lor, una dintre ele a fost salvată, sau încă una, probabil mai sunt și în alte părți. Buglen, ce să vă zic, felicitări! Și împreună construim oameni și poate facem și o colaborare cu proiectul nostru. Dacă eu pot, poți și tu, împreună construim oameni. Împreună construim oameni.